Și totuși sunt diferențe culturale. Cum o duceți voi cu lipsa de mici, de bere, de... Aici, noi l-am pus pe un arab să le aducă, dar l-am împachetat ca și pe un mort, știi? Da, l-am în saci din aia negri de gunoi să nu vadă și cu bandă din asta izolatare. Când a ajuns în Vama aici, sunat. L-a desfăcut cu... Putea să fie un om mort acolo. Salam aleikum! Salutare prieteni, salutare din Arabia Saudită! În sfârșit am ajuns în capitală, în Riad, și o să începem vizita noastră cu un loc istoric foarte frumos, care... Simbolic pentru Arabia Saudită. Da, s-a deschis acum recent și noi suntem practic primii, printre primii care venim să vizităm această zonă. E un pic haos, vă spun cinstit, ca să găsim parcare ne-a luat mai mult de jumătate de oră. Încă nu s-a organizat foarte bine, adică până la urmă nu s-au terminat chiar lucrările, dar am găsit în sfârșit o parcare, ne-am învârtit vreo jumătate de oră pe aici unde să parcăm și în fine suntem aici. Se numește Diria sau Aturaif. Ca să vii în complexul ăsta istoric trebuie să cumperi tichete din timp. Nu știu exact prețurile, nouă ni s-a făcut cadou aceste tichete de un grup de români de aici, care o să vedeți un pic mai târziu. Prima jumătate a zilei, dacă nu greșesc, sunt gratuite, iar într-a doua jumătate a zilei trebuie să cumperi bilete cu consumații, care sunt de 100, 200 de reali și cu banii ăștia, practic, consumi la restaurante. Dimineața, dacă nu greșesc, adică în prima jumătate a zilei, sunt gratuite sau costă mai puțin, nu știu, trebuie să intrați pe site la ei să verificați, dar trebuie oricum din timp să vă cumpărați bilet, fără bilet nu puteți să intrați aici. Aici, în fața sătucului Aturaif, este așa un fel de muzeu unde îți prezintă istoria acestui orășel sau cetate, mai bine zis. Uitați-vă cum a fost. Era ca o cetate încercuită aici cu ziduri și aici se văd casele. Asta însă și a fost o vale fertilă, iată pe aici curgea un râu. Și aici era vegetație care respectiv alimenta cu apă, legume, care alimenta cu apă și mâncare. Și din datorită acestei văi fertile și s-a construit localitatea Aturaif. Aici sunt mai multe ecrane care ne prezintă istoria acestei văi. Iată, începând din anul 400 după Hristos, când a fost populată această vale. După care aici în 1727 a fost primul stat Saudi, apoi în 1818 a fost cotropit de către otomani, în 1824 s-a constituit cel de-al doilea stat Saudi și în 1932 a devenit Kingdom of a devenit împărăția Arabiei Saudite cu capitala la Riyadh. Deci țara în care noi acum ne aflăm, Arabia Saudită, este din 1932, practic. Aici poți să scrii numele în arabă. Aici este așa un loc unde un domn poate să scrie numele în arabă și m-am apropiat și eu să fac lucrul ăsta, să vedem cum arată numele meu în arabă. Am văzut în așa ușoară tășchivă, chef tărcă, în necătre tine. Aha. Numele meu e cam complicat aici. Nu știu dacă o să încapă numele meu pe foaia asta, că e prea lung. Din partea asta se citește așa. Da? Thank you, shukran. Deci, așa se scrie numele meu de la dreapta la stânga, în arabă. Foarte interesant, e făcut cu niște vopsele și trebuie să aștept să se usuce.
nici nu știu care este litera de început și care de sfârșit. Diria este locul de naștere a Arabiei Saudite, chiar a primului regat saudit și este un simbol pentru această țară, deoarece aici au locuit cam toți conducătorii țării, în special de la fondarea primului stat saudit, și chiar a fost orașul, locul de trai a familiei regale al Saud. Vedeți cum tot orășelul practic s-a construit din lut și deoarece asta era cel mai ușor material de construcție de găsit aici în regiune și cel mai bine izola de căldură în special și, mă rog, și de frig probabil în nopțile de iarnă. La noi la fel se folosește practic aceeași tehnologie aici, doar că aici nu știu dacă au paie de grâu, probabil foloseau altceva ca să mențină un pic de aer în interiorul lutului ăsta. Iată cum arată o fântână din Arabia Saudită, mă rog, acum e altă tehnologie, o fântână mai veche. Aici chiar este ilustrată fântâna. Era așa destul de adâncă și asta este practic uite, cu măgarul se scotea apă, deoarece erau vase mari și cu ajutorul măgarelor se ridica apa. Cu ajutorul acestui prin acest dispozitiv. Da, interesant. E un design diferit. Practic e plus minus aceeași tehnologie, dar ca și la noi la țară, dar la învergură un pic mai mari. Deoarece trebuie să meargă mai adânc și probabil foloseau și căldări mai mari. Foarte bine amenajat în interior, restaurat. Apropo, s-a cheltuit 65 de miliarde de riali pentru tot acest site arheologic. Și este foarte interesant că este și bine amenajat și se aud diverse sunete. Deci cam se presupune ce se făcea în camerele astea. Aici se ascultau cuțitele, dincolo se săpa. În altă parte tăiau vitele sau, nu mai știu eu, animalele, deci e foarte tare, te face să pătrunzi în esența acestui loc. Deci Aturaif este practic un cartier a orașului Diria, un cartier regal unde a locuit familia regală și a fost fondat în 1766. Într-adevăr, a fost clădiri impresionante aici și s-au păstrat până acum, au fost renovate și putem să le admirăm și noi arhitectura din secolul XVIII. Acest oraș, după cum v-am mai spus, a fost asediat în secolul XIX de către otomani, iar în 2010 a intrat pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO și în 2018, după ce s-a renovat, a fost deschis publicului pentru a fi explorat ca un fel de muzeu în aer liber. Acum deja s-a lărgit acest sit, s-a introdus o serie de restaurante, cafenele, vor să facă și hoteluri unde poți să stai peste noapte. Aici, mai scurt, ca să te simți fix ca în perioada aia când aici viața era la cote maxime. Și ca să simți cultura, să vezi cultura, să vezi cu ce se ocupau, adică multe locuri interesante și experiențe locale. Aici găsim și terasele Al Bujairi. Acum sunt peste 20 de restaurante
cu bucătărie din toate colțurile lumii, unde poți să mănânci ceva sau să servești, mai ales atunci când ai biletul care include și consumație. Însă pentru ca să mergi la restaurant trebuie să-ți faci rezervare cu minimum 1-2 ore înainte să intri la restaurant. Adică ar fi bine ca atunci când ajungi în acest loc să-ți faci mai întâi rezervare la restaurant, mergi, explorezi Al-Turaif, după care te întorci și masa este deja pregătită. Sunt și distracții pentru copii sau chiar și pentru adulți, de ce nu? Într-adevăr, locul este foarte bine amenajat. Când mergi pe aici, ai impresia că, într-adevăr, ești în Arabia Saudită și ai o atmosferă locală, așa să zicem, o experiență locală. Văd că sunt foarte multe lumini pe aici și probabil seara la fel ar fi foarte frumos pe străduțile astea tradiționale. Sunt și foarte multe muzei. În genere, locul e ca un muzeu în aer liber cu restaurante. Mă rog, prețurile la mâncare aici sunt pe măsură, vă dați seama, e destul de scump ca să mănânci aici. Dar pentru o plimbare e foarte decent. Merită să vii. Cu această ocazie îi mulțumim lui Teo că ne-a ajutat cu biletele aici și pentru recomandare ca să venim în locul ăsta, deoarece într-adevăr este frumos și recomandăm tuturor. Salut! Salut! Costi! Salut, Costi! Ce fain restaurant! Da, mă Deci, am venit acum în Riad și ne-am întâlnit cu un grup de români care stă aici în Riad de mai mult timp. Iată, am venit aici la un restaurant și vrem să mâncăm ceva tradițional, un restaurant tradițional. Și voi de cât timp stați în Arabia Saudită? Cred că ei sunt cei mai în măsură să povestească. A, voi sunteți cei mai vechi aici, da? Da. De cât timp sunteți în Arabia Saudită? De vreo 3 ani jumate. 3 ani jumate, așa. Deci voi ați venit înainte ca să deschidă vizele turistice? A, nu, era după, da? Nu, înainte. Înainte, aha. Am venit înainte, după aia au venit cu viza, da, de cu viza de turist. Să aha. Să se adaptează. Aha. Și ce lucrați aici? Lucrăm într-o companie de fitness. Aha, cu fitness. Oh, da. Super. Super, da. Și vă place în Arabia Saudită? Da. Nu, ne place foarte mult. Ne-am stabilit aici, putem să spunem că aici e prima casă, pentru că suntem plecați din România de 8 ani jumate. Am fost tot pe aici în GCC, dar nouă ne place foarte mult. Cum v-ați hotărât să veniți în Arabia Saudită? E o poveste lungă. Am fost în Dubai, lucram acolo ca antrenor de fitness și am văzut că începe să dezvolte țara aici și acolo începea să ajungă la punctul ăla maximal care nu prea mai ai șanse să crești mai mult și am zis că încercăm și aici. Când am venit a fost o surpriză plăcută, nu e ceea ce se prezintă în media, că e o țară ostilă și așa mai departe. Oamenii sunt chiar foarte plăcuți, te invită la ei ca să mănânci. M-a surprins toată chestia asta și încercam să-i povestesc ei cum e aici. Pentru că ea știa că trebuie să porți abaia. Încerca să-mi zică, știi mall-ul ăla din Dubai, ăla cu fântâni, știi fântânile din Dubai? Da, uite, și aici să știi că au fântâni. Ca și în Dubai și-mi trimite poză, o fântână ca și asta de aici, știi așa? Da, da. E total diferit față de ce prezintă media. Și acum că mi-au adus și părinții și văd și ei chestia asta, chiar spun că... Ah, deci sunteți toată familia. Acum i-am adus în vacanță și să stea cu nepotul lor. Aha. Dar... oamenii se emancipează aici, ceea ce e foarte ok. Se vede de la zi la zi creștere în toate domeniile și
Mie îmi place foarte mult. Și sunt mulți români aici în Riad, știți mai mulți care stau? Cam câți aproximativ? Sincer să fiu, eu nu sunt tipul ăla care iese și se întâlnește, în special cu alți români, pentru că îmi place să experimentez și să cunosc alte naționalități ca să devin mai, să am un spectru mai mare. Dar suntem 20 care stăm în același compound, aproximativ, 20. Toți suntem antrenori personali, sau am trecut prin asta. Aha. Și suntem un grup, o comunitate frumoasă. Ascundeți carbohidrații. Sergiu râde. Nu ne-am așteptat să găsim atâția români aici în Arabia Saudită, într-adevăr. Păi nici noi nu ne-am așteptat și am prins, cred că aici la un mall, am trecut pe lângă alți români pe care îi auzeam că vorbesc limba română, dar doar am trecut, nu ne-am oprit, ca să nu fie cumva indiscret, că și voi sunteți români, și noi. Da, cred că sunt, mai ales din ce știu eu sunt o grămadă de ingineri și profesori. Da, acum în Arabia Saudită într-adevăr sunt foarte, foarte mulți emigranți din Europa în special, adică mă rog, de India nu mai zic și din Asia Sud-Est. Eu văd Europa... un trend așa că înainte veneau mulți în Dubai. Acum, da. S-a deschis Arabia Saudită, vin mulți în Arabia Saudită. Țările astea din GCC încep să crească, se dezvolte și comparativ cu Europa, care în momentul ăsta nu duce foarte bine, aici ai creșterea e constantă, acolo e crește, descrește și îți dă siguranță în comparație cu România. Da, spitalele sunt foarte ok, într-adevăr. Și financiară, adică ai deschid oportunități care în România nu mai sunt. Deja. Deci dacă vă hotărâți să vă stabiliți în Arabia Saudită pentru business purpose, să știți că aveți material bun de... Eu cred că și pentru Mădă ar fi bine să zică ceva, pentru că ea e puțin mai nouă decât... Mădă, și... cred că... Am venit din nou cu preconcepții legate de cum e să fii femeie aici, sincer. Îi tot spuneam prietenului meu că cred că am nevoie tot timpul de haine mai largi și că nu soț. Pot... Viitorului său, scuze eu. Da. M-am obișnuit încă cu asta. Da, da, asta o tăiem. Tot ziceam că... Na, aveam impresia că nu pot să mă îmbrac cum vreau. Eu tot timpul eram frustrată pe chestia asta cu hainele, cel puțin, dar e o preconcepție că s-a renunțat complet la purtare de abaya. Am ieșit, ies în blugi, ies în blugi rupți. Într-adevăr, mai văd priviri din alea tăioase, mai ales de la persoane în vârstă. Le văd. Asta e motivul pentru care la petrecere avem cel puțin 4 ținute. Da, să le... La petrecere avem 4 outfit-uri. Exact. Trebuie să le porți undeva, nu? Da. Păi și... nu am abaya în geantă. You never know când trebuie să scoți și să te faci ninja. Dar mie da. Mi se pare foarte fain că poți să porți abaya, pentru că am văzut o grămadă de femei care iau abaya peste pijama și pleacă. Adică nu mai pierzi timpul să te machiezi, să aia, să iei abaya și a ieșit. La revedere. Lui se pare foarte bine. El, femeia din el vorbește. Da. Depinde. Sunt conteste și contexte diferite. Da, mi se pare că am venit cu foarte multe preconcepții pe care nu le-am materializat. Și de multe ori tindem să judecăm fără să știm. Și na, probabil mai ales voi aveți experiența asta călătorind extrem de mult și poate plecând cu anumite idei în cap, dar după aia când ajungi acolo și vezi cum sunt oamenii de calzi. Pe mine asta m-a șocat cel mai mult aici, cât sunt oamenii de calzi și de primitori și de... Chiar dacă eu nu am atât de mult contact cu ei, dar mi se pare că, nu știu, și modul în care relaționează cu tine, femeile zic în magazin hello sister. Mi se pare prima oară unde sister, că na, noi în general femeile avem poate tendința să fim un pic mai judgy și așa, dar și m-a uimit cumva modul lor de a se raporta la tine. Cred că astea sunt primele impresii pe care le-am avut pentru, despre țara asta, că wow, ce calzi sunt oamenii și ce primitori și ce fain. Chiar dacă am fi zis că, adică părinții mei încă mai zic, uai, dar nu te alargă arabii pe stradă. Evident că na, nu sunt obișnuiți și nu se pot obișnui cu ideea că mamă, te-ai dus într-o țară arabă și toată lumea poartă abaya și tu nu, deci clar că ești văzut ca fiind diferit și outsider. Da, nu. Am observat că europenii sunt tratați într-un fel mai cu prioritate. Da, știi? Că sunt. Nu se uite judge așa că ești fără abaya. Poate... Dar cred că tu compari foarte mult cu Europa, așa? Anglia, Italia...
cum suntem văzuți acolo. Da, da, în special, da. Nu. Aici majoritatea nu știu de unde sunt, adică dacă le zici că suntem din România, zic, da, cred că sunt din Armenia. Da. Și pe urmă le zici Europa și când le zici Europa, e ca și cum le zici, a, păi eu sunt din... Gat. Da, da, da. Da. Da, și... ori România, ori Germania, așa, Almania sau cum spune ei. Da. Și da. E aceeași chestie, știi? Și într-adevăr, se simte că eu, noi am simțit încă wait chestia asta. Inițial, o să vă povestesc mai târziu despre situația din Kuwait. Am dus să fac ceva documente pentru companie și era o coloană imensă și stăteam acolo la coloană și văd, vine un tip în spate, what? Zic, I wait with the... come, come. M-a băgat în birou acolo, mi-a semnat și m-a lăsat înapoi, niciunul n-a zis nimic, nici aia din care stăteau în coloană, adică gen, lasă-l în față că, na, cred că și din cauza că își promovează țara, da. Și vor să arate că scalz și ăsta e un lucru important pentru ei, modul de promovare. Și totuși sunt diferențe culturale. Cum o duceți voi cu lipsa de mici, de bere, de... A, aici, aici el ar fi cel mai în măsură să răspund. De baruri, nu știu ceva. Ne descurcăm, ne adaptăm. Știți că românii peste tot se adaptează și... Dacă trebuie, își fac și rost de unele lucruri. Deci eu știm vezi, nu de... da pe ilegale, nu zi de mine, ai făcut cu porcul, cu balea, nu? Nu, nu, nu. E bine, nu e așa grav, cum înainte te gândești că o să-mi lipsească carnea de porc, alcoolul sau altceva, dar nu, te adaptezi, adică nu simți nevoia de... Eu pot să spun că este un trend, am văzut un trend aici la noi, cum fiecare care ajunge începe să mănânce mai sănătos, începe să se antreneze, pentru că nu mai ai tabieturile din România, adică mergi, te întâlnești seara la o bere sau așa, și atunci trebuie să le umpli cumva. Și începem toți, mâncăm mai sănătos, mergem la sală mai des, începem să citim o carte. Avem foarte mulți care, inclusiv eu, care până la urmă sunt GCC, nu citeam o carte. Și am început să citim și să vorbim despre cărțile citite și așa mai departe. Și vezi și pe oameni aici, nu caută neapărat puburi sau restaurante, cât caută cafenele unde se poate să comunice. De-aia cred că ai văzut, cafenea la fiecare colț de stradă. Da. Și au ceva care e foarte tare, au cafea, cum se numește cafeaua asta care o fac ei de o tot, e făcută, nu o faci la espresso. Gen, au fiecare cafea care le încearcă ei să vadă, a mea e cea mai bună cafenea, că o servesc cafeaua asta sau a mea. Noi nu avem știu, asta știu, au chiar un fel de ritual pentru ei când fac cafea. Da. Deci da, prețuiesc cafeaua foarte mult. Păi noi tot am fost într-o... Da. Într-un grup, de erau patru arabe, la fel din Riad, că au mers să călătorească prin Wadi Disa. Cafeaua aia o făcut-o, cred că, în vreo jumătate de oră. Atât de mult atenție. Da, tot toarnă. Da, e foarte tare. Pui acum lapte, acum pui ce, acum... Deci e ca un ritual, într-adevăr. Da, ei prețuiesc exact cum facem noi cu vinul, de exemplu. Pui vin și după aia, pe mineral, trebuie să cadă de sus, să nu cumva să cadă de jos. Cam așa ceva da, și da, ei. Da, interesant, mersi. Mersi de inside, așa să zicem. Da, mulțumim și noi. Ați învățat ceva din limba arabă? Sau... Da. De 8 ani fiind aici, de când am venit în Arabia Saudită, am mai prins cuvinte. Sus, jos, stânga, dreapta și chestiile astea, dar nu prea. Noi și în studiouri vorbim engleză cu clienții. Majoritatea știu engleză, ceea ce e foarte important. În alte țări nu prea se vorbește. Nici în Europa, dacă mergi în Franța, o găsești foarte greu oameni care să știe engleză. Da. Dar aici majoritatea știu și care nu știu, vorbesc din mâini mai bine decât din gură. Și clienții voștri sunt arabi aici, local, da? Da. Nu neapărat local, dar majoritatea arabi. Din Iordania, din Arabia Saudită, din Lebanon, din Egipt. E foarte fain că întâlnești foarte multe naționalități. Vezi fiecare ce spectru are, cum văd ei lucrurile. Mie îmi place foarte mult și cred că chestia asta de antrenor personal lucrează foarte mult la dezvoltare personală. Și poți să lucrezi cu femeile? Nu. A, bărbații și asta e foarte fain din nou, pentru că în Dubai puteai să lucrezi cu femeile, dar nu știu, cred că bărbat cu bărbat e mult mai normal și închide orice... Te înțeleg, știi, mai bine. Dar închide orice loc de argumente.
Adică încă se simte segregarea asta de sex. Da, n-ai voie să ai sălile de fitness de femei, de exemplu, nu-i voie să vadă înăuntru. Adică trebuie să aibă geamuri negre sau cumva să nu fie acces înăuntru. Da, n-au voie să intre niciun bărbat, sau... nici nimic. Dar, încă o dată, la noi a durat foarte mulți ani până ne-a schimbat mentalitatea și încă n-am schimbat-o. Mm-hmm. La ei, în 3 ani de zile, se vede ce nu s-a văzut în alte țări în 10 sau în 15 ani. Da, adică tehnologia au care mai. O au, când am fost să le schimbăm permisul de la un tonomat, deci nu să stai, wow. Nu birocrații și chestii, da. Un tonomat îți bagi permisul vechi. Nu-ți bagi permisul vechi, bagi numărul de pe permisul vechi și îți pică permisul nou. Da, scade permisul nou, wow. Gen 2 minute. Deci nu, la fel cu, ce mai tot, era, ID-ul ți-l faci, ți-l reînnoiești. Buletinul, de exemplu, din aplicație ți-l reînnoiești. Actul, cum mașina, îi spune? Mașina, când îți da. Cumperi mașină sau... Mașina adică în 2 minute a trecut-o pe numele tău. Adică poți să-ți cumperi mașină? Îți cumperi mașină dacă ești rezident audit și îți, în aplicație, în 2 minute ai mașina pe numele tău. Da. E tot e foarte ușor, lege. Oamenii ăștia sunt foarte relaxați. Nu știu dacă ați văzut, ei la 2 dorm, la 6 fumează șișa, beau ceai. N-ai cu cine să vorbești de la guvern între 12 și 2, n-ai cu cine să vorbești. Siesta asta. Somn, da. Nu ca în Spania. Mai ceva, că și în Spania aveau siesta aia de stăteau 2 ore la un vin. Dar era pentru familie, dar aici noi când am venit fiind obișnuiți pe sistemul rapid, cu nu stai la magazin la coadă, spui repede alea de pe bandă în plasă, la ce aici vii și frumos, îi vezi pe toți relaxați, nu contează că sunt 10 oameni la rând, ei sunt sau relaxați. Sau copiii că trag de pe rafturi detergent. Dacă cumva îi grăbești să facă atâta, gen, așteaptă, calmează-te. Da, deci dacă să vă facă cineva semnul ăsta, să înțelegi că relax, ies copiii din magazine cu hainele, deci pur și simplu iese cu Adidas și fuge cu ei. Și nimeni, relaxat, vine mama după jumătate de oră, aduce Adidas și înapoi, ne cerem scuze. Da, asta e foarte, foarte frumos. Da, și deci nu există un lucru, hoție și chestii. Asta da, ce am vrut să menționăm că e foarte safe. Da, ce noi când mergem în România, ea tot timpul are probleme. Da, eu chem poliția non-stop. Da. Eu nu mă cu... Da, deci dacă se uită cineva, eu sunt... Nu, deci mie simt... Și la supermarket. Ați fost aici la supermarket, la Carrefour? Da. Nu, la Carrefour nu. La Carrefour îți ia omul punga, spune în pungă tot, te așteaptă cu căruciorul făcut. Noi, din cauza că ne-am obișnuit, nu am mai fost obișnuiți în România. Și stăteam amândoi la doamna aia de la caserie și ne uitam și aia tot, și nu mai mergeau lucrurile. Și a început aia să ole, dar domnule, nu ți le pui în plasă. O, zic, mă scuzați, da. Am venit din Arabia. Dar nu neapărat, dar te obișnuiești la un moment dat cu stilul ăsta, știi, la început. E puțin așa cum ești obișnuit, pare, nu știu, te enervezi, că toată lumea se mișcă așa încet și acum râdem la partea cu magazinele, dar, de exemplu, în materie de business, când ai, nu știu, un contract cu cineva și trebuie să-ți termine, nu știu, o lucrare sau ceva și ei sunt relaxați și au sărbători după sărbători și așa mai departe. Aia avem deja... și noi, nu-i problemă. Da. Sărbători, nu știu dacă ne bate cineva. Da, ei sunt așa relaxați, deci... Da. Ei... Eu zic că e foarte, foarte ok, dacă, mai ales dacă poți să intri în stilul lor de viață. Dar e o problemă. Dacă te muți înapoi în Europa, e foarte greu să te readaptezi la asta. Mie îmi spun foarte mulți, că, inclusiv el, că nu te mai adapta în România din nou. Nici n-aș putea să mai trăiesc. L-ai sărbătorit Crăciunul? Aici. Da. Cum l-ai sărbătorit? Adică ați fost undeva? Nu, acasă. Am pregătit frumos, dacă au fost părinții mei aici, au făcut frumos mâncare, salată de bluf, plute, tot ce mâncăm noi, dragi, fetele au făcut... O săptămână după cina de Crăciun la toți, lumele au făcut salată de bluf, cu viriale și de astea, după care sarmale, ciorbă, era bătaie pe... Făcut fetele salată de bluf, cozonaci... Da, și am luat cina toți, 20 de români. Da, am luat toți 20 de români, cina frumos, cadouri, Secret Santa... Oh, păi aici ați petrecut mai bine decât în România ați petrecut. Când am venit a fost mai greu, pentru că nu puteam să aducem brad, nu puteam să... Cum ne-a prins la vamă, prins la vamă cu brad, ce e ăsta? Noi l-am pus pe un araf să le aducă, dar l-am împachetat ca și pe un mort, știi? Da, l-am în saci din aia negri de gunoi să nu vadă și cu bandă din asta izolatoare. Și asta că și nu i-am zis ce l-am băgat într-un geamantan și nu i-am zis ce e. Și el nu numai că nu l-a desfăcut geamantanul și când a ajuns în vama aici... O sunat. L-a desfăcut cum putea să fie un om mort acolo, adică așa arăta.
și ne-a sunat. Noi atunci ne cunoșteam nu de multă vreme. Că, na, Șerban, uite ce m-ai făcut să aducă noi aici. Nu-i voie să aduci așa ceva și că nu se sărbătorește. Și el, bineînțeles, dar nevastă mea, da? Și până la urmă, atâta timp când nu a fost nimic legat de religia noastră, gen cruce sau nașterea... Păi, este un copactor. Da, și decorațiuni. Da, dacă poate, dacă prindeam pe unul mai rău, nu ne lăsa sau ceva de genul. Păi, nu este voie acasă la tine? Nu era, nicăieri. Atunci. Atunci nu, acum... Acum da, nu prea mai. Cred că peste un an, doi, o să fie și în mall-uri. Sau cu ciocolata cu alcool. Că asta și pe asta am făcut-o. Am servit și noi ciocolată. Aici? Nu aici, în Kuwait. Nu, aici nu prea. Mine m-a prins, am venit din Turcia și am luat un cadou. O cutie de ciocolată din asta cu alcool înăuntru. Și am ajuns în aeroport, adică erau, știi, ciocolata aia mică în formă de sticluță și înăuntru are lichior. Da. Și am ajuns la 3 dimineața în aeroport, eram rupt de oboseală, am avut un, nu știu, 9 ore sau cât am stat în Turcia. Și eram și cu copilul după noi. Și bineînțeles că eu am pus un bagajul de cală, că am zis că dacă poți să plătesc cu cardul de Riyadh. Nu te lasă cu cardul de Saudi să iei băuturi alcoolice nici în alte țări, sau țigări, vape-uri sau chestii. Da. Și am zis, dacă m-a lăsat să plătesc, mi-am luat ceva din duty free și pe lângă asta m-a luat și ciocolata. Zic, dacă m-a lăsat să plătesc cu cardul a doua. Și ajungem acolo la check-in, ne scanează și la care zice, oh, you have some chocolate there. La care Șerban zice, eu nu știam ce este în geantă. Eu nu știa că am luat-o, eram cu copilul, păi aveam ciocolată și de toate. Și scoate el, Kinder Bueno, Kinder... No, there's some other chocolate there. Și l-am dat-o deschide și mă duc aminte, zic, vai, de cap, nu zic, am pus-o. Și scoate doamna asta de la poliție, scoate așa cutia de ciocolată și la care se întoarce și vreau să uit așa la mine, dar cu o privire din aia știu că gata, s-a terminat. Dar eu nu știam de ea, de când și am văzut-o acolo. Ne-a luat pașapoartele, ne-a dus în spate, acolo la immigration, toți râdeau, bineînțeles. Râdeau de mică, el începea să zică, nevastă mi-a pus, nici nu știam că a pus-o. My life, I'm here, I have business here for so many years, I would never risk my business. She did it, I did not even knew. No problem, sir, it's just a procedure, no problem. Și eu mă uitam așa, mă gândeam, Doamne, să nu ne desfacă bagajele de la cală, că eu aveam vreo 6 cutii din alea mari cu rom, știi ce colată din aia cu... Zic, dacă le-o desface și pe aia am pus-o. Până la urmă, nu știu ce le-a pus să dea o declarație, să scriu, că să jure pe Coran. Că nu, pe Coran, nu știu cum se numește, e o declarație care dai pe foaie, o jurătură. Promis să nu mai aduci, promis să nu mai aduci alcool în țara asta și dacă o faci data viitoare o să împrunț. Era pe arab oricum, ce mi-a tradus ăla așa vag și am zis bine, nu mai. Cine știe ce ai semnat, poate ți-ai vândut nevasta și n-ai știut, o să vină ăștia să mă ia de acasă. Da, interesant. Mulțumim de istorioare interesante. Mulțumim și noi. Poftă mare, uitați-vă ce masă avem noi. Bogat aici. Avem orez cu carne de vită, cred, și găină. Aici avem un fel de... ce asta? Maglavați. Cum? Maglavați. Aici o tocăniță. Și aici cred că sunt fasole, da? Farfurie, vă rog, așa. Da, cred că e un fel de... Încât încă n-ai început? Nu, din fiecare. Da, cu gustom. Suntem din nou invitați de prietenii noștri români de aici, din Riyadh, deja la ei acasă, să vedem cum trăiesc. Și totodată ne-am luat și hainele pentru spălat, pentru că nu găsim unde, sau bine, ne este mai greu să găsim unde spălăm hainele, și au zis că putem să aducem la ei. Și cam așa arată compound-ul ăsta. Sunt în jur de 100 de case, așa ne-au spus. Este foarte curat, amenajat. Sunt mai multe duplexuri aici. Iată și terenul pentru copii de joacă. Este amenajat, au parcări, grădine, curți. Hello! Aici este așa un loc de relaxare, fix lângă piscină. Pisicile mănâncă. Pus, pus!
Sunt foarte multe pisici pe aici. Apropo, este foarte curat. Iată și piscina. Acolo sus este sala. Sala de sport acolo sus este. Aici se vede și un teren de joacă, de fotbal. Neam, se vede ceva. Joacă copiii. Iată, am stat aici la focul ăsta și ne-am încălzit. Să le arătăm unde trăim noi. Adică cum trăim. Da, dar de unde ai ghicit? E smart, e precoce. Dar pune luminițele alea frumoase. Așa? Pe prezentare. Da. Mai mari decât da, chiar e. A, urcați toți că căpeți. Doi pe 1,60 cred. Doamne, ce frumos.